În urmă cu aproape 5 ani, se năștea un copil fără șanse de supraviețuire. A fost o minune că s-a născut. S-a născut cu scor Apgar 1. Asta înseamnă că din toate semnele vitale, numai unul mai era și nici ăla cum trebuie. O minune și mai mare a fost că a supraviețuit primele 3 luni. Incubator, tratamente medicale agresive, a fost abandonat în maternitate. După 3 luni a fost transferat într-un centru. Și acolo, timp de o jumătate de an, nu a făcut absolut niciun progres. La 9 luni stătea pe spate, parapareză spastică, se uita în tavan și cam atât. Ei bine, ceea ce se întâmplă în biologia unui copil care nu primește afecțiunea pe care Dumnezeu a creat-o pentru creșterea și îngrijirea copilului, este că la nivel cerebral creierul este invadat de un hormon de stres care se numește cortizol și care blochează conexiunile neurocerebrale, ceea ce înseamnă că dezvoltarea psihomotorie a copilului este mult îngreunată sau imposibilă în cazuri de genul acesta. Din fericire, acest copil a ajuns într-o familie când avea 9 luni. Știți când a început să facă progrese motorii? A început să-și miște mâinile și picioarele când a râs prima dată. În momentul în care copiii ajung în mediul pe care Dumnezeu l-a creat pentru ca ei să crească, în mijlocul unei familii unde primesc afecțiune, unde primesc apartenență, unde primesc stabilitate psihoafectivă, în momentul acela copiii pot începe cu adevărat să se dezvolte. Astăzi acest copil aleargă acolo în parc cu ceilalți copii. Râde, este unul dintre cei mai veseli copii pe care îi cunosc, aleargă și dacă îl întrebați, nu are 5 ani, dacă îl întrebați, vă poate număra în 6 limbi străine până la 10 și în română până la 100. Fără să depună cineva vreun efort special în acest sens. Dragii mei, fiecare viață este unică din prima secundă. Dar fiecare viață este unică până la ultima secundă. Avem în România peste 50.000 de copii care sunt lipsiți de îngrijire părintească. Dintre aceștia, 20.000 sunt în centre, în apartamente sociale. Nu au pe nimeni care să-i îmbrățișeze, să-i învelească la culcare, să-i sărute și să le spună că sunt iubiți. Suntem 7,5 milioane de familii în România. Oare sunt prea mulți 20.000 de copii pentru 7,5 milioane de familii din România? Da, trebuie să spunem ferm că viața are valoare de la momentul concepției. Dar haideți să nu uităm că viața continuă să aibă valoare și după naștere. Am văzut aici un panou pe care era fața unui copil cu sindrom Down și scria "Mulțumesc că trăiesc". Da? Copiii aceștia îi veți regăsi o parte dintre ei în centre. Au nevoie de o familie. De aceea provocarea mea astăzi este, dacă astăzi ați venit și ați afirmat valoarea vieții, de mâine gândiți-vă ce puteți să faceți concret. De mâine implicați-vă într-un centru care se ocupă de prevenirea avortului, de consilierea și sprijinirea unei femei care este în criză de sarcină. De mâine mergeți și fiți asistenți maternal, familii de plasament pentru copiii care nu au o familie. De mâine mergeți și deveniți părinți atestați să adoptați. Știați că atestatul de părinte adoptator se obține în 90 de zile? În 3 luni de zile puteți să fiți părinți adoptatori. Sunt 3500 de copii declarați adoptabili astăzi, iar anul trecut au fost adoptați doar 1250. Haideți să ne îndreptăm privirile și spre ei. Haideți să afirmăm valoarea vieții, atât înainte de naștere, cât și după naștere. Și ceea ce facem acum, un eveniment de o zi, să se transforme într-un eveniment de fiecare zi. Așadar, gândiți-vă foarte serios de mâine în ce vă puteți implica concret. Mulțumesc!